și doamnelor consilieri, stimați invitați, bine ați venit! La ședința ordinară, de 1 aprilie, a Consiliului Local, potrivit dispoziție 91 din 14.04.2021 a primarului Comunei Marincea. Având în vedere prezența majoritară a Consiliului Local în funcție, putem începe lucrurile ședinței de astăzi. Supunem spre aprobare procesul verbal din luna februarie, anul curent. Și a strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a planului burselor școlare aferent anul școlar 2020-2021 ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Marincea, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a satului Marincea, Comuna Marincea, județul Bacău, și a delegării gestiunii serviciului public către operatorul regional SC Compania Romprest de apă SA. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind concesionarea închirierea prin licitație publică, studiul de oportunitate a procedurii privind organizarea și desfășurarea concesionării, închirierea caietului de sarcini și a documentației de atribuire în vederea concesiunii închirierei licitație publică cu ofertă în plic sigilat. A terenului pășurii comunală situată în instalarea Comunei Marincea, proprietate a Comunei Marincea. Și punctul 5, diverse. Să punem la vot proiectul ordinii de zi. Trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de cheltuieli al Comunei Marincea pe listă de investiții și a programului anual de achiziții publice și a strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2021. Dăm cuvântul domnului deputat ca să prezinte. Cum că știți, prin ședința provocativă, cu materiale care au fost la dispoziție, am să vă fac un sumar la proiectul de buget pentru anul 2021. Și începem așa. La partea de venituri totale a bugetului local pe anul 2021, aveam suma de 13.943,06 în mii lei, din care avem venituri proprii din impozite și taxe locale 631.000, adică este o sintetă a veniturilor din impozite și taxe locale, 641.077.000 lei, compuse din impozite și taxe pe proprietate, clădiri, terenul, chemeteu și alte impozite și taxe locale. Începem așa. Impozite pe transferul de proprietate imobiliare, 1.062.000 lei. Cote din sume defalcate din impozitul pe venit, 1.374.000 lei. Impozite și taxe pe proprietate, 438.42.000, din care pe clădiri, 172.89.000, pe teren 259,03, alte impozite și taxe pe proprietate 0,26.000, taxe reducere de timp 6,24.000, alte impozite pe venituri, profituri și câștiguri din capital 1,1.000 lei, taxe pentru utilizarea bunurilor, mijloace de transport 74,03.000 lei, alte taxe pe utilizarea bunurilor, taxe de salubritate 120,14.000 lei, alte impozite și taxe 19,46.000, venituri din concesiuni 38,3.000, venituri din prestări servicii, apă și piață 22,02.000, venituri din amenzi 46,26.000, alte venituri 0,56.000. Subvenții pentru încălzire cu lemne 60.000, finanțarea PNDL pentru cele două proiecte 6.750.000 lei, subvenții de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru cadastru sistematic 113,4.000, subvenții pe EDR, Fondul European de Dezvoltare Regională 1.325.075.000.
prelevări de la bugetul de stat, 3.558.000 lei, adică din TVA. Cheltuieli totale, 14.857.77 lei, din care, la capitolul autorități executive, 3.791.75.000. Împărțit pe cheltuieli de personal, 1.577.38, bunuri și servicii, 992.34.000, dobânzi 35.000, rambursări de credit 50.000, cheltuieli de capital 569.4.000, programe din FEDR 567.63.000 lei. Capitolul transferul cu caracter general pentru persoane cu handicap grav, 190.000 lei. Capitolul ordine și siguranță națională pentru bunuri și servicii 30.000 lei. Capitolul învățământ, 1456.54.000 lei, din care bunuri și servicii finanțare de bază 358.000, finanțare complementară pentru navete cadre didactice 25.000, tichete pentru grădiniță 55.000, drepturi copii cu cerințe educaționale speciale 4.000, programe din FEDR 864.54.000, burse școlare 60.000, cheltuieli de capital 90.000. Capitolul cultură, 214.54.000, din care bunuri și servicii pentru utilități cămine culturale 1.5.000, reparații curente la cămine culturale 40.000, susținere culte 70.000. Aici, cu precizarea, în urma solicitărilor unităților de culp, câte 10.000 pentru fiecare biserică sau mănăstire inclusiv. Propunerea noastră. La cheltuieli de capital, 3.04.000. La capitolul asistență socială, 1.295.37.000, din care cheltuieli de personal, 1.016.08.000, indemnizații pentru persoane cu handicap, 190.29.000, ajutoare de încălzire, 79.000, ajutoare de urgență, decesi, beneficiari de ajutor social, 10.000. Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare, 3.285.000 lei, de care bunuri și servicii 180.000, adică pentru iluminatul public, și cheltuieli de capital 3.105.25 pentru proiectul alimentare boală. Capitolul colectare de distrugere deșeuri, protecția mediului, 4.300.000 lei, din care bunuri și servicii 180.000 în stația de sănătate, și pentru cheltuieli de capital, adică proiectul cu canalizare, 4.120.000. Capitolul transportul, drumuri, total 293.072.000, din care cheltuieli de personal 92.072.000, bunuri și servicii 201.000 lei. Observăm că partea de venituri este mai mare decât partea de cheltuieli, adică bugetul este dezechilibrat, cu suma de 914.071.000 lei, pentru că această sumă va fi, propunem a fi utilizată din exigența anului precedent. Deci propunem utilizarea sumei de 914.071.000 lei pentru următoarele obiective de investiții. Centrul integrat comunitar 89.013.000, modernizarea schemei de iluminat public 16.85.000 lei, reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediul primăria 119.000 lei, strategie de dezvoltare locală 15.4.000, extinderea rețea de iluminat public 54.000, pentru rețeaua de distribuție gaze naturale, cheltuielile de proiectare SFI-uri 230.000, schimbarea învelitoare a liceului Barengea 70.000, consultanță și implementare de proiect RDS pentru școală 20.000, creșterea gradului de utilizare a internetului prin achiziția de echipamente, respectiv dispozitive electronice pentru școli, adică tablete, cu finanțarea noastră 17.29.000, SFI-uri la sala de sport 40.000, achiziționare autocamion 160.000, achiziție modul de abur sanitar pentru căminul cultural Dănești 32.04.000, achiziție sistem de supraveghere video 15.000, achiziție centrală telefonică la primărie 5.000, centrală termică la primărie 25.000 și centrală termică la căminul cultural Dănești 5.000 lei. Ca anexă la proiectul de buget avem lista obiectivelor de investiții și programul avansat la achizițiile publice, care a fost atașat la documentația prezentată de dumneavoastră ieri. Dacă doriți, vă ajutăm și la activa de investiții, la această sumă de articole care presupun că, dacă le-ați știut, Softul de iată. Așadar, pentru cele refuzate, aștept să deliberați și cu părere. Sau discuții.
Deci, în urma unei verificări, am chemat o persoană care a făcut o preventiv, da? O ofertă și spune că am fi suficient bani respectiv pentru tablă. Deci, nu, adică tablă tot schimbat, poate și nu. Nu, mai tablă. Tablă plus manopelă și o parte din materiale dacă o să fie nevoie. Adică acoperiș, mă de chiar tablă a pus să fie acoperiș. Și nu trebuie. Tabla care actuală o dă în jos și când m-a dat nou, stilul Linda, pe exact cum mai am făcut mărire. Aceeași culoare, aceeași... Dar nu vreau să și am văzut că ați pus 5.000 de lei la centrală, la Cămin, la Vlad. Sunt suficient 5.000 de lei? Da, pentru că acolo sunt 6 caloriferi mici. La 6 caloriferi și la 6 caloriferi o centrală, exact la o casă de oră. Da. E o centrală mare, nu are de sus. Pentru că nu e de sus. Pentru că nu e de la mine. 6 caloriferi care este suficient o centrală din 30-40 de kilowatts. Mai aveam la dumneavoastră înainte, am văzut când ați prins nimica și mi-a zis doamna directoare de la școală, ați prins nimic în transport pentru microbuzele, că nu-i transport pentru microbuzele. Deci, am înțeles, sunt... Nu, deci microbuzele de școlare sunt date pe protocol la școală, da? Știm, da. Din când sunteți dumneavoastră și din când primăria le-o dat, sunteți consilier permanent. Au fost odată prins doar suplimentar pentru că prin transport? Nu pentru transport, pentru reparație. Nu pentru reparație, zice că sunt într-o stare avansată. Nu, în fiecare viață s-au defectat, s-au plătit, deci au bani. Deci, ei duc la dizini pentru lege, da? Pentru motorină, pentru funcționare, pentru funcționare, au 330 milioane. 3 miliarde și 300, da? De acolo s-au făcut cheltuieli fiecare an și pentru motorină și pentru tot. Deci și-au omis destul de bine. Da, îi zici că nu mai funcționează, dar mai da, ce fac? Ce fac cu banii ăștia? Să vină, le-am cerut să ne facă programul de transport. Ne-au făcut? Nu. Știți că programul de transport trebuie aprobat de Consiliul de Administrație și de Consiliul Local. Deci, de pe timpul când era domnul Lungu, o refuza să facă și la momentul de față, noi i-am trimis hârtie să facă și nu i-am trimis. Da? Și cum vrea să-i dăm bani dacă ei nu vor să trimită programul de transport? În momentul dacă nu are programul de transport, cineva răspunde dacă Doamne ferește un accident. Dar dumneavoastră ați avut o întâlnire și cu primarii de la întâlnire? Am avut o întâlnire, dar școala este obligată, că au bani, da? Pentru elevii care nu sunt pe raza comunii panicea, să le deconteze biletul de autobuz, da? Și dimineața, cei din Horgești și din Prăjești trebuie să vină cu autobuzul. Eu n-am spus felul următor. Ca primar, este asigur de transportul până la intrare în comuna panicea, da? De acolo e prietenul noi. Mă aștept cu primării, nu iese, pentru că ce se întâmplă. Dacă se duce până la Răcătău, da? Pierde o oră, da? Și copiii noștri din Vlanic, din satul de pe tablă, copiii noștri din Năstăsie, merg pe jos și ne cărăm copiii din altă comună. Și primarii ce aveți? Fiecare caută să poată să scăpe, da? Dar dacă noi nu le mai trimitem mașina, nu se ducă părinții copilor peste chimbar, peste dreptul de acolo. Deci până a intrat în localitate. Deci legea nu se permite ca mașina comunii panicea să facă transport comuna Horgești sau comuna Pâncești. Ei trebuie să se leagă. Noi avem două mașini, da? Și în Horgești au tot două mașini. Și poate să-i aducă până în limita de hotar. Mașina noastră, cum merge la Văleni, se ia copiii din Văleni, nu? Ei, poate să ia și pe aia, de acolo la Văleni, în care și aduce la școală. Și la Pangaz, tot așa, se ducă până la un hotar cu Văleni. Eu asta le-am propus. Ei nu vor, deci am propus. Mi-au promis că o să le fac un răspuns, că o să iau o decizie. Ei, nu a venit nimeni cu nimic. Deci, eu sunt de acord ca în Consiliul Local să aprobăm programul ca să dăm copiii din Dibor și ai văzut ce sunt oameni pe jos. Da, până la noastră goală, nu fac un program. La ce îmi cere bani dacă nu faci un program, să văd și unde duci, ce faci acolo, unde mergi, nu? Asta e problema cu noi. Da, problema cu noi.
Aș mai avea la domnul Johnson. A scris aproape că este buget la balasare 2 miliarde și ceva. Aș avea un rugăminte. Trimiteți oamenii dumneavoastră care lucrează la drumul, că i-am văzut cu mașinile, să lezi un pic balastul mai gros, domnule. Treci numai pe un strat, că acum ar pune praf. Vedeți-mă, nu dați-mă că, adică suntem eu, o stradă care eu le-am spus să pun mai subțiric. Dacă îl puni gros, când merg mașinile, până am avut tot o șansă. Dispare. Pune-mi acum să dați subțiric în momentul când o intrat în pământ, cum mai pune, mă, dar avem 2000 de metri cubi, care îți dea trecut, da? Și mai vezi și putea primărie aici, am trecut, nu știu cât de metri cubi, mai avem destul. Deci pe asta avem. Și dacă pune în coasă, deci mașinii când merg, o aruncă în șanță. Și cum pune pe asta, o bătut, tot mai mai pune o dată. Pentru că acum o plată, o fost o plată. Da, nu, deja nu rău, e cel de ceva așa. Mai pune o dată. Când o pui pe acoasă, v-am spus. Exagerat ca să da nici așa. Și am văzut, este rugămintea, rugămintea mea. Știm. Știți, nu? Da. Și la asta să mă opim drumul, da, ca să nu mai... Știu, nu pot să-i conving. Vedeți-mă, n-am... E să văd tractorul, e să văd tractorul și să luați în drum. Da, știu. Luați-o ca să puneți și de aici la Nănești și să mai continuați, adică să mai puneți în Dunăre. Nu, până mergi doar, da? Da. Terminăm între satele. Da. Am început cu Milești, Milești, Văle, am pus tot. Deci n-am lăsat nicio străduță pe care să nu fim pus chiar, da? Parici am pune pentru că el se lucrează, Nănești. Deci punem peste tot, intrăm în Vlarnic, da. Sunt pe care o să facem și drumul agricol pe care sunt. Aș vrea să amenajăm și drumul ăsta care pleacă de la Nato și iese prin după sat la deal. Da, și asta e. Și asta e doar pentru anul. Că am văzut că ați scris și în buget și achiziția de un camion, cred că văd la... Este la mâna a doua, nu? Da, la mâna a doua. Da, nu, da. La bani ești, la bani ești, nu pot să... Nu, e de bani, ești pe care e așa. Poți? Capacitatea mașină. 500 metri cubi. 500 metri cubi. Că acum ar fi o rată, nu? Da. 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 Problema, de ce am luat decizia ca să cumpărăm mașina respectivă? Da. În momentul când ne vine, la fiecare primărie ne vine niște bănuți pentru balastare, pentru toată. Toate firmele astea, toate primările cumpără. Și nu are timp. De exemplu, anul trecut, m-am ținut ei, m-am certat cu ei, cu post când mi-aduce, 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 s-a stricat. Vremea, o plouat și nu mai putut ca să mă intri ca să pune pe drumul. Și o trebuie ca să nu pierd banii, o trebuie ca să o aduc și o depostez în curtea primăriei. Da. Și de asta zic, dom'le, avem mașina noastră, mergem, cărăm și... Deci noi nu mai plătim decât piatra. Transportul este în calul nostru. Restul nu sunt bani. Da. Alte întrebări? Să nu mă am ceva. Nu vedeți asta mașina? Da. Avem de făcut foarte, foarte multe șanțuri, da? Pământul ăla trebuie să-l cărăm cu ceva remorcă, dar tractorul poate. Că am făcut-o din două ori până acum. Pământul e greu, remorcă nu e de capacitate. Deci așa e, cu mașina, cu capul. Mare, acum am stat în urmă cu comisiile să se comitează. Am fost favorabil pentru proiectul comisia noastră. Am fost favorabil. Comisia numărul 3. Am fost favorabil. Aprobăm prin vot proiectul de hotărâre a comisiei inițial formulat. Deci, ultimul vot, proiectul de hotărâre a aprobarea lui numărul 2. Și se vor acorda elevilor din învățământul de universitate, de stat, la nivelul Comunei Parinci, așa de pe Bacu. Dă cuvântul domnului Grecu. Da. Până la părintele de la învățământ de învățământ, am propus ca să-i acorda o urmă de unii din burse școlare pentru un an programul cu 2021. Din care, bursă de ajutor social 1, bursă de studiu 24, bursă de merit 55. Cuantumul burselor școlare, este în felul următor. Bursă de ajutor social. Propunem 100 de lei pe lună pentru perioada cât sunt elevi la școală, inclusiv
de doctorat bacalaureat, adică de 7 luni. Bursă de studiu 100 de lei pe lună, iar la bursă de merit, în funcție de rezultatele la învățătură, propunem așa, 105 lei pe lună pentru elevii care au medie generală cuprinsă între 8, 5, 10 și 9, 110 lei pe lună pentru elevii care au medie generală între 9, 01 și 9, 50, 120 lei pe lună pentru elevii care au medie generală cuprinsă între 9, 50 și 1 și 10. Și să precizez că, confruntat cu prevedere legale, poate un minim la cursilor, număr de abonații mai mari și dacă face o finanță
cu rentul lor. Da, costurile vor fi mai mici. Nu o să ajungă la asta, va trebui perspectivă tot în viitoare unei societăți, unde va trebui și mentenanța iluminatului public, cu mediul. Vor fi multe activități care vor fi sub ordinea unei societăți de genul ăsta. Dar perspectiva asta e. Asta e perspectiva. Ați întrebări? Ca documentație de atribuire în vederea concesionării închiderii prin licitație publică cu ofertă fix sigilat a terenului pășură comunală situată în stradă comunei Palicea, proprietatea comunei Palicea. Dăm cu totul de la doamnă. Sau doamnă, vreau puțin de aici. Da, pot să spun. După cum știm, Comuna Părincea dispune de suprafața totală de 600,3 hectare, din care teren care poate fi concesionat e 532 hectare, 97. După cum știți, în anul anterior am avut suprafața de 400,24 hectare concesionată către Asociația Florecica, a cărei contract de concesionare și suprafața au trecut în septembrie. S-a manifestat dorința de a concesiona în continuare, presupun că aceeași suprafață de teren. Acum dorim să aprobăm regulamentul privind concesionarea pe licitație deschisă a pășunei respective. În cazul în care nu va solicita toată suprafața concesionată, diferența va rămâne pentru închiriere. Materialul prin regulament l-ați avut la studiu ieri. Dacă aveți întrebări, aș putea să întreb acest subiect. Aici sunt... Deci, 603 hectare. 530 se scot la vegetație. Restul sunt arbuști. Zone, da. Arbuști, nu știu ce. Acolo? Cu fărișuri. Cu fărișuri. Ideea este că acolo poate să se împădurească. Ajunge în faci de foc pentru școala de primărie, deci întreținute în sensul ăsta a masei lemnoase. Cealaltă sunt pentru concesiuni. Asociația îl determină numărul de bebele necesar în funcție de animale și solicită 200, 300, 400 hectare. Care ideea este? Făcut amenajat în pastoral. Primăria este proprietară. Nu mai ține cu amenajamentul pastoral cel de 10 ani. Au fost la timpul respectiv bun și el, dar cum au fost? Prin regulamentul ăsta, fiecare parcelă are un studiu făcut. Agrochimic, floristic și mai departe. Deci proprietarul, deci primăria îi spune, pe parcela asta, atâta cum se mătă de aia. Nu hotărăște asociația. Dau un sac aici, dau un sac acolo. În funcție de tabel și de amenajament, atâta cheltuială face îngrășământul, atâta cu pentru spinelor, pentru că și spinele se taie pe o parcelă anul ăsta, nu mai taie peste 2 ani sau peste 3. Pentru că ordonanța 34 spune clar, tariful de închiriere se determină ca diferență între costurile asociației impuse de către proprietar, nu de fapt după urechea lui, și venitul din partea respectivă pe masa verde. Tariful este dat în Consiliul Județean 0,08 kg de masă verde, se face diferența și se aplică tariful.
Ideea este următoare, pe asta o să sunem eu. Primăria, deci proprietarul, se spune atât în taiți pinealul ăsta, atât în grășământ, supra-însămânțarea unor parcele, că acolo în studiu spune exact, dintr-o parcelă de 20 de hectare, zice, în taiți pinii, un hectar. Nu toată 20. Este specifică, asta o măsură tot. La îngrășământ. Acolo împui 50 de kg, dar nu împui azot, împui complex, dincolo, când pământul e sărat, împui 150 de kg. Deci diferențiat pe parcelă. Și producția de mazăferte care au determinat-o, noi am determinat-o cu ei, după amenajament. Ai 4 tone pe parcelă, cealaltă ai 7 tone sau 8 tone. Deci trebuie să le aduci pe toate. La un anumit nivel, în jur de 7-8 tone, asta înseamnă costuri mai mari pe parcelă, costuri mai mici pentru altă. Ideea care este? Să-și porționeze, să-și determine UVM-urile exact după studiul pe hectare. Vă dau exemplu. Pe o suprafață este slabă 4 tone, 5 tone, acolo va trebui numai echivalent la 4-6 oi a UVM-urilor. Pe altă parte, nu mă uitigată, de exemplu, acolo vreo merge 7-8 ori pe hectare. Ideea este ca să nu distrugă pășurile, să o conservăm. Tot primărie e proprietară. O parte se dă la asociație, se colaborează în proprietate, dar o parte se vor închimea la persoane fizice sau de la altă parte, că rămâne disponibilă. E, ăla nu are interes să conserve pășurile, are interes să hrănească animale și aia nu trebuie de revoare. Nu spune nici probleme de genul ăsta. Eu m-am auzit și de-am alte comuni. Își ia subvenția, și aia, dar vreți să conserve pășunea, pământul nu. Deci rolul e al proprietarului. Să-i impună condițiile din amenajament. Aia e Biblia care trebuie respectată. S-o ucide un copil de specialist de la Direcția Agricolă, de asta și trebuie respectată. Atâta pământ. O să vreau și eu ceva de adăugat la început. Deci, practic, domnule, eu nu să impun procedurile de asociație, până asociația să dă în reșimentul. Vreau reșimentul domnului primar la Ciovie, zice Ciovie, la Sfetie, și îi dau unde doresc ei, când doresc ei, dacă doresc. Deci au precizare. Nu veniți că nu aveți, nu se aprobă, vă spun eu. Deci lucrările au fost anunțate anul ăsta din data. De ce să-l dea el? El s-a asistit. Au fost anunțate și monitorizate. Păi ce a spus domnul Bibiu? Și trebuie să dea, să dea, adică trebuie să dea pe toată suprafața izlazului. El se duce și dă unii păsări, știi, domnul primar, vă spun din sursă singur, dă unii păsări, știi, și restul o lasă așa. Domnul Sfântul, eu știu cum e aici, deci de asta nu am mai lăsat, eu când eram viceprimar, am avut discuții cu președintele de asociație și așa s-a spus, nu mai lăsa să dea fermieri, dar ce-o bani? Și-o lăsat, așa am lăsat. Nu, de ce-o lăsat? Deci el are obligația fermător. El ia oameni cu ziua, îi plătește și întrește greșământul. El personal trebuie să stea acolo, da? Nu ca să vezi el să face acolo când dă altceva. Nu. Deci eu așa știu. El are un tabel cu persoane care vede la dată greșământ, care îi plătește și plătește prima la 80 de lei pe zi. Da, așa plătește. Așa, îi plătește, da? De ce îl lasă tot la ciumat? Păi asta se ceriți. Asta am spus că se ceriți acum. Deci și să controleze doamna viceprimară, că de aia s-a dus, nu sunt controlată. Deci aia spuneam, nu sunt controlată. El se duce și dă unii păsărți și pășunea de dar asta este obligația președintelui de asociație. El trebuie să... Ba, asta se ceriți acum. El trebuie să duc oamenii, trebuie să dea nu... Nu e mierul, dar nu fere, nu el trebuie să meargă acolo și eu pun pariu că dacă mergi la fața locului, da? Și cel care e proprietar din stână, și ăla e plătit în ziua respectivă cu dată greșeală. Da, da. Este adevărat, nu trebuie să ne... Da. Pentru că nu sunt... Am auzit ceva discuții cu fost Stefan, nu știu dacă a dat, Bogdan, și poartă de grijă altuia. Deci ăla ia. El este obligat. Că așa scrie și în contract, este obligat pe orice lucrare. S-a anunțat primăria. Exact. Da? S-a anunțat.
să meargă viciul primar. Da. Toate procesele verbale, din, se face proces verbal de lucrări, da? Deci, la urmă, trebuie să, deci, semnează cine ocupă asta. Deci, de asociații, da. Toți cei care au participat la lucru, semnează că au participat și au făcut la exilie, au executat lucrarea, după care, odată pe an, știți că trebuie să vină să prezinte ședința Consiliului Local toate lucrările și cum o cheltui banii respectivi. Da, că se dă, deci el dă în două locuri și nu poate să participe în ambele locuri odată, dar nu... Bă, așa un om din credere, nu? El trebuie să, da. Așa un om din credere, trebuie de eu, bă, să ce acolo, să dea acolo. Eu sunt obligat, mă duc și dau, plătesc oamenii cu zărieri și dau, îi fac cu pășunea. Aici se face, adică se dă numai locuri așa și nu se dă toată pășunea. Înțeles. Să prind, ba, nu este... Da, înțeles, doamna vice are obligația să urmărească, da? Deci am fost sumată din cei care dați. Știi Ștefan și Bogdan, știu stația lucrurilor, știu exact când s-au dat, deci nu... Cine a fost el acuzat? Deci de la 7, deci nu a început de la 7. Cine a fost la Bogdan, doamna? Eu am fost. E? Da. Și cine? Deci de la ora 7. Și cu cine a dat? Cu Silvierei. Credeți că-i cunosc pe toți? Dar patru oameni au fost. Știu, deci au fost și la primărie Bogdan cu domnul Vasilani. Deci s-a stat de vorbă, deci lucrările sunt anunțate. Da, concluzia este că lucrările anunțate, neanunțate, procesul verbal de recepție al lucrării trebuie să fie conform amenajamentului pastoralului. Și dacă nu este conform amenajamentului și parcelei respectivii, putem considera că este nul. Da. Degeaba este făcut. Are 400 sau câte concesate, trebuie să dea tot pășunea. Nu dau vot, nu dau rusul și îți dă el. Că l-am întrebat pe rusul, era cu frate în mașină și îl trebuie, oi, dar rusul ne-ai anunțat? Oho, am dat în gășurinte. Bă, dar i-ai anunțat tot doamna vicină? Loc să vă bun, loc să vă bun, nu ce și... Asta înseamnă că lucrările la nivelul asociației trebuie organizat centralizat. Nu? Da. Pe parcele, pe trucuri, exact cum prevede angajamentul, ca să fie pentru toată lumea. Crescătorii de animale, respectiv fermieri, nu? Să pot ajuta unii pe alții. Astăzi dăm în trupul și participă toți, nu? Da, poți și așa. Celălalt conform angajamentului. Că dacă le permitem, așa cum spuneți, și probabil așa se întâmplă, fiecare fermier își luat angajamentul și face după capul lui să facă deloc, e clar că nu e. Eu știu că acolo... La asociația respectivă este și un vicepreședinte, da? Este și un angajat cu jumătate de normă. Este așa, da? Că asta. Acum, propunerea mea este... Adică mai sever un pic. Da, propunerea mea este, după ce urmăm procedura de concesiune, să vedem cât o să ia asociația și să vedem ce rămâne și o să ia asociația, putem face o ședință unde să participați și noastră consilier local și să le punem în vedere lucrurile astea, pentru că știți, noi avem documentele, avem hotărâri de consiliu local, avem aranjamente, dar ei nu s-au apucat acum să le studieze. Deci, într-o ședință, să le facem cunoscut obligațiile astea, ca ei să știe cum să procedeze. Da, și mai este și în la ei nu respectă, ei sunt actualizat. Ei caută proprietatea primării, că vrem eu cu aia. Și asta este problema staționarea de timp. Nu cu aia, ce să faci, sau cu vaca. Vă spun cazul, sunt voi prizvați acum și nu acum, li scoate de luni. Când o să iasă mai, nu mai este iar. În altă formă de idei, tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a-i sprijini de acești fermieri, pentru că bine să avem fermieri, bine să avem animale în comun. Ei nu au mâncare. Deci ei nu și-au aduce cât e necesar pentru animale care iau și ies să fie izolat. Da. Da. Mulțumesc. Nu. Mulțumesc. 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 Ieri am vorbit cu cei de la școală, legătură de și cred că un subiect care deja știți, am trebuit să o trimis și o adresă, care nu o găsiți în primărie. Că nu o găsim? Păi spuneți că nu v-o trimis, doar ce puțin așa să spunem. Dar cum știți? Ieri, aici când eram, am discutat și spuneam cum s-a ajuns cu o adresă scrisă de la școală.
O aveți? Domnul Grecu, cu tatăl și noi. Dar o aveți? Da. Dacă nu trimit o adresă ceva, să trimit în timp, să trimit un număr de înregistrare, să o registrez, nu trimit cum așa o putea de a primări în cer din partea. Să știi, acum atât de oameni și viață de un buget, trebuie să faci pentru că ești un ziua de numai spune de învățare ca să ceri din bani. Bun. Deci am avut discuția în timp înainte cu domnul Pastar, că a pus problema, am discutat-o, vreau să spun dumneavoastră. Deci, mașinile sunt date prin protocol la școală, de atâția ani așa au funcționat, din banii care iau ei, au 330 de milioane, 358, 3 miliarde și jumătate. Am văzut că ați luat în salarii. Nu, n-am ce treabă. Asta este pentru întreținere și funcționare. Pentru lemnii, pentru motorină, pentru reparații mașini, pentru geamul spate, pentru vârâni, pentru ce au crede, pentru copii. Deci ei au peste 60 de milioane, care de acolo fiecare an s-au alimentat și mașinile și tot. Deci noi, în ce venim noi suplimentar, care am venit din totdeauna, cu banii pentru transport carburantarice. Da. Și care se însoară. Anul trecut, doamne, cum ați spus, anul trecut a fost problema cu pandemia. Nu s-au cheltuit banii pe profesori, când au venit la servicii și nu au putut să deponteze, așa. Doamna director a solicitat că avea nevoie de niște bani în plus ca să început niște săli de casă, să zugrăvească, să facă plățenii, în care le-am acceptat. Știți că am dat hotărâri din Consiliul Local ca să nu plătească lemnii, ca să poată să finalizeze plățenia în școală. Deci e vorba tot și aici de vreo 60 de mii pe care i-am lăsat suplimentar în timp. Da, pentru că nu am fost cu ele. Da. Am interesat. Da. Mai vrea cineva să scrie la cuvânt? Am înțeles că e o problemă, am înțeles discuțiile de ieri că sunt nelămuriri cu rețeaua de apă, cu canalizare. Dacă aveți probleme, vă rog să mă întrebați pe mine, că eu știu mai bine. Acum am avut, am întrebat, dar... Da. Ce nelămuriri sunt? Eu știam până acum, adică eu așa știam că ei fac și raportarea. Și am înțeles din acu de la muncitori că ei m-au un pic să treacă. Nu vă luați, deci nu vă luați pe muncitori. Da? Muncitorii sunt muncitorii. De ce nu s-au să faci canalizare? Ei n-au decât plașa desenată, care trebuie să descrie plașa desenată. Da? Da. Deci sunt cămilii astea din beton care fac parte de rețeaua. Asta este rețeaua de canalizare. Da? După care vin niște cămini din astea, din polietilenă, care sunt din branșare. Da? Așa, de exemplu. La apă și la canal? Și la apă și la canal, da. Pe toată comuna sunt 321 de cămini din astea. Tot în proiectul ăsta. Tot în proiectul ăsta. Ca atât. Așa. Deci, noi, când ne înțepăm la canalizare, ne-am înțepat cu... Ca să spun, da. Ei, de la căminul ăla din polietileră nu vine numai unul singur, vine 3-4 gospodării. Da? Nu înțelegăm peste tot, facem magăuri. Și nu rețeaua de apă, da? Am scos o conductă, am făcut un cămin, da? Din căminul ăla pleacă la 3-4 gospodării. Și ei fac lucrările astea sub firma? Firma? Ați făcut la limita proprietății. Firma? Deci noi mergem până la limita proprietății. Deci acolo fiecare proprietar își plătește și își face instalația în curtea lui și în proprietatea lui. Normal. Asta era lămurirea, nu? Dacă nu era... Nu mă întrebați nimic. Dar nu, doamnă, nu erați. Nu erați. L-am întrebat dacă sunt probleme și vă interesează și la telefonul, puteți mă doi. Unde și mergem? Ce se întâmplă? Da. Ce? Da. Uitați, că mai aveam o problemă. Spuneți-mi și nouă, că mă întreabă oamenii, cu vaccinarea. Deci, cu vaccinarea care e problema?
am finalizat tot, am depus la DSP pentru aviz și o să începe. Problema că nu avem medici care să stea permanent aici. Am găsit medici care stă sâmbătă duminică, am găsit medici care stă după program. Deci de la ora 3 până seara la 8, vine. În perioada asta programului, din dimineața de la 8 sau 7, cât începe așa, până la ora 4, nu găsim. Pentru că toată lumea au cabinete, au servicii, au și nu au băie ca timpul serviciului, dacă ei au deja un contract cu casa de sigură, să vină și la noi. Da? Ce mai drag? Nu, deci noi începem, începem. Am pus medic coordonator pe domnul Chiet, domnul la noi de aici. Am înțeles că și doamna doctor Stoian și-a dat accentul, că prima dată m-a refuzat și acum și-a dat accentul. Doamna Chiet și ea, avem o astfel de discuție și ea să vedem și ea ce perioadă poate să vină și să ne facă. Am făcut contract, că trebuie să avem contract de curăție, am făcut contract cu toată cu care ridic materialele. Deci am făcut tot, tot, tot. Dacă vreți și așa, puteți să mergeți la cănin, vi se pune, vi se schimbă ușa să vedeți. Eu ne-am făcut acolo de a făcut acolo niște investiții, ce trebuie să faci pentru așteptare, vaccinare, post-vaccinare și tot așa, sunt jumătate de chestii care trebuie să le punem. Le-am făcut, așteptăm acum de SP-ul. Să vină ca să ne dea vizionare. Documentații, toți suntem la zi. Am întrebat, cu ce vaccin să vă faceți? Depinde ce soluție de fiecare parte. Deci nu putem noi să obligăm omul să facă cu AstraZeneca. Nu, îți faci după ce nu. Fiecare cu ce vrea. Da, cu ce vrea. Da, dacă mai sunt întrebări, mulțumim pentru participare. Deci doar și